Să mergem mai departe să vedem pentru adolescenții zodiacului, pentru gemeni, cum se prezintă situația. Nu mai sunt adolescenți, după cum bine știm, ei au fost o zodie destul de încercată în ultima perioadă, grație lui Saturn în semn opus, acum și luna neagră, dar pe final mai sunt 3 luni până când gemenii vor scăpa de această presiune saturniană a unui Saturn în semn opus, care știm că poate fi aproape la fel de dură precum aceea a lui Saturn în semnul tău. Săptămâna următoare pentru nativii gemeni a relaționărilor, pur și simplu de dragul relaționării, ei au foarte multe lucruri de făcut, s-ar putea să călătorească foarte mult, oricum de obicei ei se înscriu pe această linie a călătorilor, dar acum chiar sunt favorizați. S-ar putea să depindă într-un mod mai special de anumiți membri ai familiei sau să fie oarecum să existe această necesitate de a le da raportul membrilor familiei. Oarecum putem spune că pentru gemeni lucrurile sunt destul de reglate și se desfășoară conform unui plan. Ei pot completa și documente de natură oficială și le vor completa foarte corect și cu succes. Pot încheia contracte, semna contracte foarte interesante. Este o săptămână în care gemenii foarte delicat și diplomatic își pot impune punctul de vedere. Ei sunt extraordinar de buni diplomați. Venus, Mercur și Marte sunt destul de bine aspectate cu Uranus. Parcă fac față unor situații delicate, dar pe care gemenii le depășesc. Multe conexiuni care le vor fi de ajutor mai târziu se pot încheia în această perioadă. Este o perioadă de asemenea în care toate călătoriile au un scop ulterior. Ele nu sunt doar călătorii, nu sunt doar turism, sunt niște călătorii care vor descoperi în timp, au și o zonă competițională. Ei, de asemenea, spuneam că pot declanșa anumite lucruri, își pot impune punctul de vedere, pot fi remarcați și apreciați de către persoanele cu care relaționează și multe dintre aceste persoane sunt persoane care au legătură cu drumurile. De asemenea, ei ar putea să jongleze cu mai multe proiecte deodată. De exemplu, dacă sunt nativi gemeni care sunt studenți, pot avea mai multe situații competiționale, mai multe examene de dat, mai multe teze de făcut sau pot fi studenți la mai multe facultăți deodată. Dacă sunt nativi gemeni care au un singur job, s-ar putea să mai apară o oportunitate, ocazie de a fi implicat și în altă structură la serviciu. De asemenea, pot fi puși la încercare în anumite situații care vor deveni extraordinar de interesante pentru ei. Sfatul nostru este să nu refuze oportunitățile, deși pe cuadratura Saturn-Neptun, în general, bine este să nu ne obosim în această perioadă și să respectăm zona de odihnă. Totuși, pentru gemeni este o perioadă în care ar putea fructifica puțin exces de zel, puțin mai multă muncă decât de obicei, e un destin ușor schimbător pentru ei săptămâna următoare. Vor extrage mesaje foarte clare din relația cu cei din jur, s-ar putea să apară prieteni sau cunoștințe sau chiar personaje din acestea care apar și dispar, dar care le transmit mesaje interesante. Au nevoie de foarte multă concentrare gemenii în această perioadă pentru a lua decizii importante și, de asemenea, rezonanța în destinul lor, o să vedem imediat, Simona, este legată de punerea la punct a afacerilor și a proiectelor pe care le au de mai mult timp în cap. Da, tocmai pentru că gemenii vin cu karma intelectuală și comunicațională. Deci aici este lecția lor de viață. În viețile anterioare, în viața anterioară, gemenii au acumulat foarte multe cunoștințe, ceea ce îi determină ca în această viață să vină cu un nivel intelectual extrem de ridicat. Dar unde au rămas ei repetenți, au pus foarte mare preț pe cantitate în loc de calitate și pur și simplu s-au dus în foarte multe proiecte. Pentru ei, practic, au vrut să știe din toate domeniile, să abordeze tot, să poată să facă o impresie bună, să stea de vorbă despre absolut orice, dar nu au știut să prioritizeze, nu au știut să se ducă pe un scop, pe un țel, pe un obiectiv până la capăt, tocmai pentru că le-a lipsit profunzimea. A fost această superficialitate. Iar în această viață,
Și în special în această perioadă este foarte mare nevoie ca ei să învețe să comunice tot ceea ce au acumulat prin citit, prin cursurile la care au mers, prin tot felul de metode pe care le-au practicat. Este un lucru foarte important pentru ei. În această perioadă, ei dau dovadă de eficiență, de viteză, în gândire, în a pune lucrurile la punct, dar în același timp este foarte bine să fie un pic atenți, pentru că există și riscul de accidente, de răni, în special în sensul de tăieturi. Sfatul pentru ei este în această perioadă tocmai acesta: comunică bine cu cei din jurul tău. Gemenii este nevoie să iasă din a fi teoreticienii perfecți și să devină și practicieni, să pună în practică, să demonstreze că ceea ce au adunat până acum din toate punctele de vedere, pe sistemul gândirii, pe sistemul comunicării, pe sistemul relațional, pot acum să pună în practică tocmai pentru a-și duce și proiectele la bun sfârșit și să învețe să se exprime pe ei cu adevărat de la nivel de sine.